așteptări aveți de la viitorul ministru al sănătății? Presupun că ați văzut că în aceste momente se fac calcule, se încearcă impunerea unui guvern, a unui ministru al sănătății cu drepturi depline de care avem nevoie în această perioadă. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la viitorul ministru? Eu sunt medic și sunt manager în acest moment, o poziție vremelnică, dar eu ca medic îmi doresc în România să am un loc de muncă decent, să am condiții, astfel încât, uitându-mă în ochii pacientului, să nu plec capul în jos pentru că salonul este vechi, pentru că faianța trebuie să nu mai existe pe pereți, pentru că nu merge computerul tomograf, pentru că nu am suficientă aparatură pentru a pune diagnostic. Eu îmi doresc clădiri noi, spitale noi, aparatură funcțională, un staff tehnic care să fie lângă mine medic și să mă ajute și să mă asigure că aparatura medicală funcționează. Și nu vorbim de orice tip de inginer. Nu avem nevoie de ingineri care să aibă specializări diferite de cele medicale. Avem școală în România care pregătesc astfel de ingineri, specialiști în aparatură medicală, doar că trebuie să îi facem să vină către noi. Trebuie să creăm cadrul legal ca ei să vină către noi și să fie cât mai mulți.